Începem ședința de astăzi prin a spune la vot procesul verbal de la ședința din trecute, din mai. Asta știți. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci nu am nimic de la da. Se votează procesul verbal la ședința din trecute. Da. Da. Facem prezență. La ședință sunt prezenți în numai de 12 consilieri. Domnul Olaru este în delegație, nu poate să se prezinte. Domnul Marevoru Ioan. O să ajung un pic mai târziu, iar doamna educație Felicia va intra online. Da, așa, da? Ședința este statută, dar nu poate să-și apropie. Deci am intrat în timpul ședințe, da? Poți? Poți să asculți? Felicia? Nu te putem intra. Alo? Este să vă lasat, având în vedere cum este lumină. Da, deci, trebuie citire dispoziției numărul 107 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bunăstrea Cașin pentru data de 30 iunie 2021, începând cu ora 16:30. Primarul Comunei Bunăstrea Cașin, județul Bacău, inginer Tehnache Adriana, având în vedere adresa numărul 11037 din 17.06.2021, primită de la Consiliul Județean, înregistrată la noi sub numărul 5188 din 17.06.2021, prin care ne face cunoscute prevederile hotărârii de guvern numărul 640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli în România în perioada 2017-2023. Adresele numărul 9, 486 și 487 din 2021, primite de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care solicită Consiliului Local Bunăstrea Cașin adoptarea hotărârii privind avizarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al SECE, Compania de Apă Bacău S.A. și de stabilire a mandatului reprezentantului legal al UAT Bunăstrea Cașin pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Referatul numărul 5174 din 17.06.2021 al doamnei Olaru Cristina, consilier principal în cadrul compartimentului taxe și impozite locale, prin care se solicită darea în scădere a sumei de 365 de lei pentru SECE Ovidor.com, respectiv 366 de lei pentru Grad.com SRB, reprezintă o taxă de viză și de firmă. Referatul numărul 4734 din 16.06.2021, întocmit de către doamna Olaru Cristina, consilier principal în cadrul compartimentului impozitului și taxe locale, prin care solicită darea în scădere a sumei de 870 de lei, reprezentând taxă de salubritate pentru domnul Bizu Ioan Bede, deoarece nu mai locuiește în satul Lupești în anul 2016. Referatul numărul 5292 din 24 iunie 2021 al domnului Apostol Gheorghe, responsabil urbanism în cadrul primăriei Bunăstrea Cașin, prin care solicită Consiliului Local Bunăstrea Cașin adoptarea unui hotărâr privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz pentru executarea lucrărilor necesare obiectivului desfințare stației telefonie mobilă, situată în extravilarul Comunei Bunăstrea Cașin, punctul Dobrele, pe durata executării lucrărilor de desfințare și constituire cu titlu gratuit a dreptului de servitude de trecere pentru instalarea și trecerea la această lucrare pe toată durerea executării lucrărilor de desfințare a stației de telefonie mobilă, asupra terenului în suprafață de 1400 metri pătrați, aflat în domeniul public al Comunei Bunăstrea Cașin. Referatul numărul 4760 din 2 iunie 2021 al domnului consilier principal în cadrul compartimentului impozite și taxe locale, prin care solicită Consiliului Local Bunăstrea Cașin adoptarea unui hotărâri privind aprobarea cesiunii lotului IS 1-13.
Preferatul numărul 5185 din data de 17.06.2021 al doamnei Ionela Adriana Tatiana, consilier superior, responsabil la achiziții publice, prin care solicită Consiliul Local Mestre la Crașe adoptarea unei hotărâri privind încetarea și demararea procedurii de licitație pentru vehiculul autocompactare marca Renault, cu numărul de înmatriculare VACO 06 DAT. În temeiul prevederilor articolului 121, aliniatul 1, aliniatul 2, litera C, aliniatul 6, litera A și litera B, aliniatul 7, litera A și B, articolului 196, aliniatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, se dispune. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașeni de Tubacos se convoacă în ședință ordinară pentru data de 30 iunie 2021, începând cu ora 16.30 în sala de ședință de la primărie. Având la ordinea de zi, următoarele proiecte de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre privind asumarea sau neasumarea responsabilității, organizării și derogării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadru, pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru, de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023. 2. Proiect de hotărâre privind analizarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al SC Companiei de Apă Bacău, S.A. 3. Hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Mănăstirea Cașeni pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în scăderea sumei de 365 de lei pentru SC Ovidor.com, respectiv 366 de lei pentru SC Vlad Orm SRL, reprezentând taxă viză și taxă firmă. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în scădere a sumei de 870 de lei, reprezentând taxe de salubritate pentru Bizu Ioan Bede din Lupești. 6. Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz pentru executarea lucrărilor necesare obiectivului desființare stației telefonie mobilă, situată în extraordinarul Comunei Mănăstirea Cașeni, în punctul Dovere, pe toată durata executării lucrărilor de desfințare și constituire cu titlu gratuit a dreptului de servitude de trecere pentru instalare și trecere la această lucrare pe toată durata executării lucrărilor de desfințare stației de telefonie mobilă asupra terenului în suprafață de 1400 de metri pătrați, aflat în domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașeni. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S113, situat în satul Scutaru, al domnului Amintiteloae Ioan din Constanța, către domnul Drilea Nicon din București. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație asupra autocompactoarei Renault VACO 06 DAT, scoaterea acesteia din patrimoniul UAT Mănăstirea Cașeni, aprobarea raportului de evaluare al acestia, aprobarea documentației de atribuire, precum și împuternicirea domnului primar, inginer Genadi Adriana, să semneze contractul de vânzare. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru emiterea autorizațiilor de funcționare pentru PFA-uri, AFE-uri, întreprinderi individuale și societăți comerciale. Articolul 2. Prezentă dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi publicată pe pagina din internet a instituției. Articolul 3. Prezenta dispoziției va fi comunicată instituției prefectului Bacău pentru controlul legalității și va fi depusă în dosarul de ședință. Mai sunt completări sau putem la vot? Să punem la vot hotărârea ordinea de zi. Cine este pentru? Ca de fiecare dată, în ultimele ședințe, întâi să vă spun bună ziua. Cred că o să trebuiască să vă obișnuiți. De fiecare dată trebuie să mai întâlnim câte o hotărâre pe ordinea de zi. Permiteți-mi să introduc pe ordinea de zi
un proiect din care s-a acceptat un lucru de altfel realizat, casa din Scutaru, care este dată familiei Vasilache și care de ani de zile nu există niciun document. Ea este în trecută în domeniul public și privat al primăriei, dar ca și documente, dar ea practic mai departe este o locuință socială, nu există niciun document cu familia respectivă niciodată făcut, drept pentru care primăria de ani de zile replătește curent electric. Curent electric care, în mod normal, cade în sarcina celui care folosește acea clădire. Drept pentru care noi aici va trebui să aprobăm un contract de dare în folosință gratuită, prin care el semnează că tot ce înseamnă utilități și le asumă. Că sunt cât sunt, și hai să vedem că totuși mulți dintre copiii care de altfel și-au luat vorul nu sunt o prioritate pentru familia respectivă, au locuri de muncă în străinătate. Eu zic că trebuie măcar să-și asigure partea de utilități și doi, dacă o să mergeți acolo, ei investesc într-o casă care nu este a lor. Da? Ei trebuie să știe că nu pot investi într-o casă care nu este a lor. Dar li s-a adus vreodată la cunoștință? Nu știu dacă li s-a adus vreodată la cunoștință. Le-am adus acum. Dar le-am adus acum. Deci lucrurile astea noi nu le facem acum fără știrea lor. Am mers, am discutat cu ei. E un lucru clar, cât se poate de clar, indiferent cine este primar aici, în comună. Nu poate să, la bunul lui plac, să dea un bun al primăriei, oricând și oricui. Indiferent ce vremuri sunt, da? Eu vă rog să-mi aprobați să introducem pe ordinea de zi și această situație. Să puteți la urmă. Dacă investești și construiesc, măcar... Păi dacă îi dai în folosință gratuită, acolo e și scris. Că în momentul în care trebuie să predea casa, nu are importanță ce a investit. Investește pe propria lui... Răspunde. Da, dar investițiile se scoate, la și ani de zile au făcut acolo, eu am tot de ei modernizat, au dărâmat, au pus acoperișuri. Au fost ajutați. Da. Deci eu știu din primărie că au fost ajutați. Ajutați, așa că nu este numai lor. Haideți să punem lucrurile la punct. Este o casă socială, domnul Primulescu, și acolo îi vom lăsa pe cei care sunt. Dar poate mulți din copiilor nu vor fi în situația socială pe care au avut-o părinții. Noi înțelegem situația, am înțeles, era o familie numeroasă. Toată lumea acum, din copiilor, s-a realizat cât de cât. Asta nu înseamnă că e o moștenire. Da. Ați înțeles? Asta este avantajul. Dar când investiți, uitați să facă întâi... Dar ei oamenii au știut, cred, efectiv, ce știu eu, care vorbesc prostii, că au fost donat pe părinte Dorioanu. Dar poți să donezi pe părinte Dorioanu o casă la primărie? Vreau să fac alte, întâi și după aceea. Hai să crezi că sunt detalii care plecăm în scutală. Așa, așa, la diverse. Nu știu. Aprobați? Pentru cine este pentru? Toți. Da. Mulțumesc. Și doamna. Și primăria, acum s-a sesizat din cauza că a început factura. Și factura e cred că din toamna anului trecut, că nu e de ani de zile. Nici nu un an de zile nu este. Factura, altfel, abia avem seama de branșament, la tot în bară. Deci prima factură trebuie până în octombrie-noiembrie. Da, acum nu mai contează. Dar e bine de știut pentru familia respectivă. Pentru că eu am sesizat, vă spun sincer, acum în urma inundațiilor, că tot de-am evacuat și am văzut că chiar oamenii au investit. Deci trebuie
că investesc într-o casă care nu e a lor. Aia este clar în evidențele primăriei ca și casă socială. Deci nu-i pregătim nimic că locuiesc. Nu-i pregătim absolut nimic în tipografie. Ar trebui, doamna, ar trebui ulterior schimbat factura de lucru, că nu o să vină să plătească foarte mult. Să vedeți. Deci, baza contractului, mai e ori să fac preluare de contract. Altfel, dacă îi tai curentul, îl tai mic și atunci are tot interesul. Exact. În baza contractului ăla pe care noi îl facem... Noi l-am făcut tot, să zicem eu, așa, l-am făcut tot cu, ca să-i ajutăm cu branșa mea, că costa foarte mult. Au trebuit un scump intermediar și atunci am considerat că, fiind locuință socială, plătim noi branșamentul, dar ulterior să-și plătească curentul. Dar nu o să-și plătească până când nu o să fie titular de factură. Ei, acest contract pe care noi îl avem, putem să-l dăm și atunci îi putem face. Asta este esența. Când plătește curentul, cine știe ce faci acolo, nu știu, datarea banală de sigură, dar măcar curentul să-l plătească. Factura va sigur că nu e atât de mică. Nu? Înseamnă că s-a jumat. Asta vă spun. Asta ar fi finalitatea. Omul să aibă factura pe numele lui. În momentul în care plătești, clar. Contractul ăsta e dovada că putem să-i facem lui. Da, da, da. Și atunci este responsabil că îți plătești cât, exact cât poți. La aceeași situație și la dispensar, la scutar. Da. Familia cealaltă. Le luăm pe data cealaltă. Aia dacă tot gratuită... Nu putem, da, adică trebuie făcut ceva scurul. Dar aia cred că poți să plătea scrii. Nu am mai cine altul neplătit scrii, ce să plătească? Dar nu trebuie să plătească. Luăm la fiecare. Da. Adică, cu încetul, cu încetul. Începem cu priva la... Primul. Bă, dar știi ce făceai? Da, stai un pic. Ați ca la... ca la sfârșitor. Deci, avem la primul punct o ordine de la Consiliul Județean pe care presupun că ați citit-o, în care ne întreabă dacă ne asumăm sau nu ne asumăm încheierea contractelor de achiziții privind... ați citit-o, nu? Nu prea am citit, doamnă. N-am avut... A fost pana asta de curent. Atunci o citesc? Hai, o să o citesc. Nu cred că e așa. Deci, în conformitate, nu e nicio problemă dacă citim. Știu și, într-adevăr, avem destul de probleme ca să ne le facem și noi una altă. În conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 640 din 2017 pentru aprobarea programului pentru școli al României, perioada 2017-2023, respectiv anexa 6, procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, vă solicităm să ne transmiteți hotărârea Consiliului Local privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2021-2023. În consecință, având în vedere că autoritatea județeană urmează să demareze procedura de atribuire începând cu data de 1-7, vă rugăm să includeți în proxima ședință de Consiliul Local proiectul de hotărâre privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor sau acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023 și să o comunicați către Consiliul Județean până pe data de 30.06.2021. Asta înseamnă că mâine noi trebuie să transmitem urgent prima hotărâre. Da? Este vorba mai ales de deci ce am întrebat. Adică sunt niște lucruri logice. Dacă noi, Consiliul Local, ne-am ocupat în anii trecuți de a organiza aceste licitații. Eu zic că, punctul meu de vedere, să rămână în continuare în sarcina Consiliului Județean să organizeze aceste licitații, că e vorba de corn și lapte, că e vorba de nu știu ce, asta se intre tot în sarcinile lor, să le facă la nivel de județ. Important e ca școala să-și... să aibă tot ceea ce trebuie. Că dacă rămân la nivelul nostru, deja ne-am încărcat cu
și chiar avem ce face. Deci nu-i văd dacă fugim de muncă sau răspundere. Ideea e că să rămână așa cum a fost și în anii trecuți. Acum, dumneavoastră, dacă aveți un alt punct de vedere, ăsta este al meu și dumneavoastră să-mi spuneți dacă gândiți altfel. Și cred că Gheorghiță e cea mai măsură că au rămas toate astea la latitudinea Consiliului Județean, același lucru zic că ar trebui lăsate și de acum încolo. Adică ar trebui neasumare. Da. Spre inspectorat, spre specialiștii lui din învățământ. Exact. Nu. Să punem la vot asta? Eu sunt de acord pentru că este o degrevare, este o situație, mai ales cu ei, având specialiști formați pe așa ceva. Este o procedură nouă, este... Și noi am mai făcut. Și până acum tot la fel. Da, da. Da, da. Pe asta v-am și explicat. De ce se schimbă? Cine este pentru? Neasumare. 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 Pentru neasumare. Da, și doamna Fericea este de acord. Toți sunt de acord. Este o problemă pe care am discutat-o cu doamna director. Neasumat. S-a văzut. Da, da. Da, da. Da, mulțumesc. Da, era probabil să avem punctul de vedere al doamnei director. Da. Între consul la fiecare... Cu cine? Cu Marioră. Marioră este de acord. Am înțeles. Am văzut? Nu, că dacă nu era... Nu, 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 probleme. Am trecut astăzi. A zis că exact ce se votează este de acord. Deci toți sunt de acord. Mergem la următorul de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind avizarea planului de administrare al Consiliului de Administrație RCC Compania de Apă Vacoesa. Din păcate, acesta din... Și noi mulțumim, dar revedere. Acesta e. Adicu, după cum bine știți, plătim fiecare an cotizații care nu s-a concretizat și încă nu se concretizează cu niciun proiect din partea ADIB-ului. Bani din potrivă vin și cu o solicitare în CRAB, deși noi suntem în CRAB, dar nu avem niciun serviciu de delegat, dar cred că ați văzut un pic documentele, sunt mai multe de arătat, măcar nu v-ați uitat, nu v-ați reușit să le parcurgeți? Chiar acolo unde eram noastră acasă nu se mai vede deloc, era la limite, era la două, nu se cunoaște nimic. Da, deci oricum nu le face nimic, nu vă gândiți că prin asta... Ne trebuie reprezentant, nu? Ne trebuie doar un reprezentant acolo care să fie păpușă, să zic așa, că până la urmă ei pentru mărăsirea că și nu fac nimic. Nu, scuzați termenul, dar cam asta e de ani de zile. Adică aș fi spus ceva dacă master planul județului Bacău 2014-2020 s-ar fi concretizat într-un fel sau altul, da? Noi acea apă pe care o așteptăm de atâția ani și în care spun că ne prind în master plan, nici nu, măcar nu s-au făcut nici demersuri. Acum se, pe zona asta, se fac licitații, vă anunț că nu suntem nici într-o zonă de licitații, ceea ce ține de POIM, așa că votăm ca să fim cumva în zona lor de activitate și să aibă mulți membri. Dar nu înseamnă că noi, Mănăstirea Cașin, avem un favor. Dar, din păcate, suntem prinși acolo și trebuie să votăm că am aprobat planul de administrare.
Și în concluzia apa asta o să vină de sus, de aici, de la pădurii? Da, mergeam pe proiectul nostru. Nu, în ideea în care așteptăm poimul nu se va întâmpla prea devreme. Deci, în proiect este găsit sursă de finanțare pentru proiectul care există la nivelul comunei, sursă Gheoina și... Gheoina Dulce și... La Purăiașul. Așa. Prima hotărâre aprobăm planul de administrare pentru perioada 2021-2023. Suntem și noi prinși acolo, dar nu știu când se va face licitația. Cu canalizarea suntem prinși. Cu canalizarea și cu extindere de rețea de apă. Aprobăm, că n-avem pătrun. Bun. Și următorul proiect de, că sună frumos, cum să zic eu, sună chiar foarte frumos, de delegarea serviciului, dacă o să citim undeva pe aici, că inițial, dacă mă întrebați, chiar mă tine, pe care le vedem. Deci să asigurăm stabilirea mandatului pentru reprezentantul legal al unității administrative teritoriale pentru comuna noastră, da? Și undeva mai jos scrie că delegă serviciu. Care servici de apă nu știu. Dar suntem pe aici acolo și să sperăm că într-o bună zi vom avea apă. Și atunci, și atunci, aveți răbdare, o să discutăm și punctul ăsta, noi suntem la asta. Și atunci vom fi chiar nevoiți să delegăm cumva serviciu, că e greu de ținut la nivelul unei comuni. Aprobăm la modul unde ați lăsat aici. Deci, ca propunere, Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașa și Județul Bacău, în calitate de autoritate administrativă autonom deliberativă, acționarul în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, acordă mandat special reprezentantului său legal în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să ia de decizia Consiliului Director al ADIP-ului numărul 9 din 28-4-2021 și să voteze pentru în adunarea generală la punctele de ordine de zi comunicată prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău numărul 48 din 18-6-2021. Da. Consiliul Local Mănăstirea Cașa, în calitate de autoritate autonomă deliberativă, a acționarului SCCA, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SCCA BSA la hotărârile prevăzute la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa SCCA BSA numărul 6177 din 24-5-2021. Deci ne-au transmis și modelul de proiect, de hotărâre, ne-au transmis componența Consiliului de Administrație, dar le aveți pe net, cum le puteți verifica. Nu sunt niște hârtii făcute de către Consiliul Local, sunt hârtii pe care le găsiți acolo și care le explică și indicatorii pentru perioadă și sunt mai multe documente, dar le aveți pe e-mail, să știți. Cu criterii de performanță propuși pentru actualul Consiliu de Administrație, nu zice că ești de așa retribuții la Consiliul de Administrație. Așa nu știu la asta. Da. Vă rog să supunem la vot. Propunerea dumneavoastră? Da, propunerea este la primară, să facem toate demersurile, că poate nu se știe. N-a fost nu, eu zic că sunt niște hârtii, sunt niște hârtii care, vrem, nu vrem, merg odată cu noi. Da. Și chiar dacă nu vine sprijinul nostru, faptul că suntem acolo de atâtea ani, trebuie să mergem în continuare. Reprezentantul va fi persoana mea. Da, normal. Reprezentantul va fi persoana ca
propunerea. Da, da, și cred că nu-și corect. Păi reprezentantul său legal, parcul. A primit, doamne. Citească numele singur, care vrea să propune o lege. Da. Nu, nu, dar așa este reprezentantul. Dar e nevoasă de reprezentantul. Da. Deci cine este pentru stabilirea mandatului reprezentat pentru doamna primar în Consiliul de Administrație la doamna regională? De ce mă acum? Următoarea avem un referat al compartimentului de impozite și taxe locale. Doamna Aurora Cristina. O să încerc să vă citesc, având în vedere faptul că n-ați reușit să citiți de bine. Având în vedere societățile, SC Ovidor Fond, administrator Patache Petită, cu sediul declarat în comuna Mănăstirea Cașin, și SC Vlad Ion SRL, administrator Roșu Ionela, cu sediul declarat în comuna Mănăstirea Cașin, în urma corespondenței purtate, aceștia nu au răspuns solicitărilor noastre. Ne-am deplasat la sediul declarat și am constatat că acestea nu funcționează, nu au firmă instalată, nu au cerere pentru eliberarea autorizației în ultimii 5 ani. Prin prezentat, vă rog să aprobați darea la scădere a sumei de 365 de lei pentru secepovid.com și respectiv 366 de lei secevladion SRL, reprezentând taxă viză și taxă firmă conform notificărilor anexă la prezent. Avem aici notificările. Ele ei n-au făcut o prezentă în magazin aici prin Săpămâna, a avut la unde, să-mi cunosc, a spus după 5 ani în Italia, în vorba de Torino Alzănescu și soțul. Deci ei au avut undeva în satul Catolic, acolo, în magazin, și a făcut aici societate. Și s-au făcut de social, dar ca să nu plătească nici colo, nici nimic. Dar nu, nu lucrează de acolo, lucrează în Italia. În Italia, pe care după 5-6 ani. Dar de ce nu și-au închis, Dumnezeule? Uite că la noi în calculator toate s-au uscat, s-au rostogolit, cadavării. Avem și sume, și rămășiță, și ca să nu ne mai înregistrăm cu astea, haideți să putem să-i ștergem din calculator. Și ce este pentru? Au declarat cei care sunt înregistrată că nu mai funcționează, s-au părăsit... Da, atunci trebuia să plătească la zi, nu? Mi-a cerut de a plătea la zi, așa, dacă n-am răspuns solicitărilor, nu-i mă interesează, cel care interesează este direct interesat să... Sunt rezolvi. Da, da, așa este. Plătea de urmă, plătea la zi și așa a scăpat. Deci cine este pentru aprobarea dării în scădere a sumelor specificate de doamna primar? Cine este pentru? S-a ținut cineva? Doamna, cine? Nu, nu, doamna, camera. Asta de plastic. Da, camera. Și-o mi-am gândit că m-am gândit la mine, zic, nu-mi păstă. Deocamdată n-am nevoie de alimenti, dar nu-mi fac voi eu. Dar asta a zis de ce? Nu cred, nu cred. Așa că, de data s-o străcuite. Astăzi ne-am avem un referat al compartimentului de impozite și taxe locale, prin care, având în vedere cererea numărul 4734 de 31-5-2021 domnului Bizu Ioan Bebi, Bizu, cu domiciliu în localitatea Mănăstirea Cașa, Satul Feci, județul Bacău, și a sentinței numărul 1872-C, prin care dispune evacuarea soților Bizu Ioan Bebi și Bizu Elena, început cu data de 23.06.2016. În urma emiterii titlului executoriu, doamna Bizu s-a prezentat la primărie cu sentința și ne-a informat că nu mai locuiește în Satul Feci din data de 23.06.2016. Prin prezent, vă rog să aprobați darea la scăderea sumei de 870 de lei, reprezentând taxa de salubritate pentru perioada 2016-2021. Ce sume așa mare? Noi cunoaștem, vă rog, până ajunge neapărat. Noi cunoaștem situația asta, într-adevăr, a fost, a avut o hotărâre judecătorie, s-au judecat și au câștigat alte persoane și erau eliminate acolo.
De așa a făcut multe investiții, doamna Bistru Aurelie acolo, a făcut clasa a investiții și cu toate astea a pierdut, a pierdut locuința. Și s-a mutat de acolo. Într-adevăr, sunt de acord să fie scutit de la taxa de salubritate. Cine este pentru scutirea salubrității? S-au mutat în afara localității? Da, s-au mutat și este. Da. Pe sau. Bun. Trecem la punctul 6. Avem un referat al domnului Augustu Gheorghe, responsabil urbanism, în baza unei cereri Vodafone România cu privire la desfințarea stației de telefonie mobilă. Și ne solicită să aprobăm constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării obiectivului desfințare stației telefonie mobilă amplasată în extravilanul Comunei Mănăstirea Cașin, punct Dobrele, județul Bacău, pe toată durata executării lucrărilor de desfințare stației de telefonie mobilă asupra terenului în suprafață de 1402 metri pătrați aflat în domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașin. Și punctul 2. Constituirea cu titlu gratuit a dreptului de servitute de trecere pentru instalarea și accesul la lucrarea de sfințare stației telefonie mobilă amplasată în extravilanul Comunei Mănăstirea Cașin, punct Dobrele, județul Bacău, pe toată durata executării lucrărilor de desfințare stației de telefonie mobilă asupra terenului suprafață de 1402 metri pătrați aflat în domeniul public al Comunei. Vodafone România a făcut și o cerere către noi. Avem și un memoriu tehnic de dezafectare pus la această cerere. În 2016, tot dumnealor, am găsit la noi o altă cerere în care ei ne solicitau un punct de vedere privind dacă zona respectivă în care, de fapt, se afla această antenă și care, cu stupoare, am aflat că plăteau acest contract la Covasna. Deci nici măcar nu plăteau la noi. Deci, știți povestea? Știu, a fost spartă de echipament și a fost curat din echipament și a venit la post. A venit la post așa și atunci cei de la post spun că nu avem așa. La primărie n-au venit așa. Iar ei când au făcut autorizația de construire, nu era tehnica așa de performantă cu să ia din satelit. Și ea fiind, hotarul fiind la 5 metri peste drum, acolo fiind serpentine, ei au plasat-o pe teritoriul Mănăstirii Cașin, dar de fapt toată documentația e făcută pe Comuna Brezu. Și abia de atunci au început ei să plătească la noi impozitul fără... Și acum au luat la voi, tot nou ne cer voi ca să... Nu plătim nimic niciodată. Dar atunci știu că a făcut o solicitare. Că... A rămas solicitare. Dar de ce renunță? Ce motiv? Deci vor să o desfințeze. Vorbind la Consiliul Județean, asta este formularea în care să le permitem cu titlul gratuit, că nu mai avem ce să facem de acum, să permitem să ajungă acolo cu echipament, să dea jos, să o desfințeze. Nu știm motivul, ce nu au abonați, dar acum, cu motivul pe noi... Poate ne avantajează dacă rămâne, mai cam multe de aici. Nu. Am făcut o cerere care poate reuși să-și facă extindere în zona scutară, într-adevăr, este absolut necesar. Am făcut și noi, am zis, da, vă permitem continuă pe hătăină, dar facem și noi o cerere ca să ne permitem și nouă accesul la semnal în zona scutară. N-am primit pe răspuns, ce le-am transmis. Așa că aștept și eu în 30 de zile, așa cum ne solicită și ei, în 30 de zile emitere de certificat de urbanism, aștept și eu răspuns de la ei, în care să-mi spună dacă e posibil să extindem rețeaua pentru zona scutară. Înseamnă nu, astea sunt lucruri care le putem face.
Și cu cât îl ajuns pe un om, cu atât de mult te ajută și el, părerea mea. Da, da, da. Deci nu are sens să ne facem, să ne punem rețele în roate unul altul. Important este să ne ajutăm, dacă putem. Exact. Deci să punem la vot proiectul de hotărâre privind constituirea pe titlu gratuit a dreptului de uz pentru extinderea lucrărilor necesare desființării antenelor. Cine este pentru? Și considerăm cu titlul gratuit a dreptului de uz pentru că sunt două hotărâri pe care le punem în două articole într-o hotărâre, da? Deci acceptăm totul la pachet, da? Bun, perfect. Mergem mai departe. La punctul 7 avem o cesiune tot din compartimentul taxe impozite și taxe locale. Dar la punctul 7 am ceva de obiectat, am rugat. Deci, datele cu caracter personal, nu-i mai, chiar dacă noi suntem aici tot persoane publice, dar nu-i mai expune. Că să dumneavoastră după aceea o să atunci pe ce am dorit să ne fac. Cu CNP-ul și cu ăsta e un om drag și cu buletinul și cu ăsta. Deci aveți grijă, nu-i mai. Puneți ștergeți frumos cu așa, după care îi scanați, că se înțelege substratul. Dar datele cu caracter personal au... Știu, dar am primit să aici. Deci asta nu mai pot deci fi nu o să, n-o să vi se tragă de la noi, dar nu o să știe dacă nu înțelegeți. Da. Și-am repetat odată la bursă. Da. Adică e pentru binele nostru a tuturor. Am pus contract, nu contract care apartea. Asta și buletinul. Și buletinul nu omului l-a scăpat. Deci nu are nicio de documentat. Aveți acordul lui pentru ei, nu mai. Pe viitor ne confirmăm. Deodată nu puneți mai nimic și acum le puneți prea multe. Da? Deci, hai să vedem. Domnul Amititeloae Ioan, cu contractul de vânzare numărul 488 și Drilea Nifon prin să aprobăm cesiunea contractului, da? Vă rog să puneți la vot. Cine este pentru aprobarea cesiunii lotului? Da. Aprobăm? Da. Mă face să râd. Mă pune să citesc aici că n-ați văzut, dar ați văzut buletinul locului, da? Nu! Ai, nu. E bun așa, lăsați așa, că e bun. Nici dumneavoastră nu l-ați văzut pe mine. Nu. L-am văzut numai acolo. Da. Bun. După cum știți, și-am mai discutat, aprobarea pentru autogunăieră de loc, care stă la sector de prea multă vreme și ruginește. Și noi am mai făcut odată o aprobare că spre evaluare. De data asta chiar ne-am pus pe treabă. Avem și un raport de evaluare pe care sigur l-ați văzut. Este de 75.000. Nu l-ați văzut? Nu? Mine n-a fost publicat. Raportul de evaluare? La asta ce? La ce știu? 5.300 de euro. Ce e asta? Nu l-am văzut, eu azi nu uităm ce dracu. Asta e valoarea finală. Asta e valoarea de plecare, nu? Dumneavoastră aprobați, practic, pentru pe pornire la publicitate. Mi-ai zis că nu ai prietul și ai zis până în ziua. S-a trimis lucrurile dacă posesea la tine, s-a trimis lucrurile. E cu el, da. Este, da, cu el. Bine, trece. Asta e valoarea. 5.300 de euro. A ieșit. Dacă o să ne uităm
postăm și pe toate site-urile. 15.300. Deci echivalentul la 75.400 de lei. Plus TVA. Fără TVA. Este fără TVA. Trebuia și l-o cumpăr. I-a costat la achiziție 4.670.000. Hai să ne uităm un pic la datele mașinii, da? 2010. De 2008, anul de fabricație. Vorbim de 2008, anul de fabricație. Nu putea să l-o cumpărată. De ce să vii de la anul de fabricație? 2008. Aveți aici de și mașinii. Vă s-a dus e nouă aici, da? Nouă, dar e fabricație 2008. Avea 10 km sau 5 km. 75 cu el descuzit s-a dat pe ideea. Vreți să vă spun ceva? Ca prețul ăsta nu cred că nu ia cineva. Nu, dar din ce am văzut și din raportul de evaluare, să știți că prețul este acolo. Deci este un preț corect pe care îl cer la acest model de auto utilitară, de auto oficial. Deci evaluarea a fost făcută de un specialist. Da. Și specialistul poate să facă o evaluare și nu, aia face evaluare special. Special. Unde ți-a banii? Deci, fiecare zi, prețul este de pornire și se pleacă în jos, sau dacă sunt... Mai sunt. Sunt mai... Sunt mai sunt mai mulți conversați, poate ridica. Deci, inițial prețul ăsta este de pornire. Da. În prima licitație, dacă sunt ori cumpărători, trebuie să luăm creșterea. Să trece de la cei mai mari. Să crească, da. Da. Dacă nu o să fie, o să trebuiască să fie mai domn ca să fie cineva la licitație. Exact. Sau să fie evaluați. Da, deci asta e. Iar degeaba, când nu a fost dat atâta, bine, mașina n-a fost amponată, n-a fost dat, dar ea se uzează moral, și moral. Faptul că a stat 2 ani de zile, se uzează moral. Mașina odată scoasă am găsit un preț la documentația de atribuire de 30 de lei. Când în cadrul licitației. În cadrul licitației. Dar nu știu dacă e legal să se ia. Vedeți? Să ia să iei ceva de la garanție. Dacă ai de stat ce trebuie să puneți gratuit. Dar știu că să... Că ai 10% din valoare. O
o firmă vine cu 3.000 de lei. Nu vorbim de un persoană fizică. Da. Am zis, dar ideea, să știți, am avut ocazia să stau cu cineva de părul de la Zicul Comerțului și mi-a zis că Târgoviște și Rădicu au, la nivel de localitate, companie care se ocupă și cu alte... Da, știu. Așa. E una de mașinile... Agreiată de mediu. Pentru mediu nu poți să... Deci nu mă... Deci mașina asta vine de la Sfânic Moldova, a fost dată în chirie. Am înțeles. Și acum, dacă luăm înapoi tot să ne condună? Dacă vin să se scrie la licitații... Mașina e mai bună decât cealaltă care e la Târgoviște. Poate vin și aia la Târgoviște. Adică ne puneam întrebarea de ce pot să duc gunoiul de la ei în localitatea asta trebuia să o puneți acum 10 ani, când au fost proprietul, da, aici. Îmi pare rău, deci e prea târziu să ne că... Deci întrebarea e prea târziu. Da. Deci supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație a autocompactorului Nova Q06 DAC cu prețul de pornire cel din evaluare și dacă se va concretiza, semnăm cu fericirea domnului primar pentru semnarea contractului de vânzare. Cine este pentru? Deci pierde ca mine. Să dea Dumnezeu să vindem noi la preță. Da, da, mi-aș dori să vedea și o lăsăuri așa. Lăsa domnul Fritma asta, dacă ea vor să ne împărți lumea, că nu împărți la urmă. La bază la vot. La unde e regulament? La punctul 9 avem un regulament. Pentru emiterea autorizațiilor de funcționare pentru PF-uri, AFE-uri și SC-uri, da? E un regulament pe care, începând de astăzi, avem un site nou, vreau să vă anunț, al primăriei și vor fi încărcate toate regulamentele pe care noi le-am aprobat. Deci eu vă pot promite că, în cel mai scurt timp, toate acele regulamente pe care noi le-am votat până acum vor fi încărcate și vizualizate de absolut oricine dorește din comuna asta să afle o informație. Inclusiv toate hotărârile de Consiliul Local, vom încărca acolo tot ce am făcut noi ca activitate în acest an. Nu e ca cația cu ce nu de acolo. Da, corect. E un regulament pentru cum, ce documente trebuie să prezinte pentru autorizație de funcționare. Toate documentele pe care trebuie să le prezinte în obținerea autorizației. Apoi mai avem pentru autorizația specială pentru discotecă, avem posibile și aceste acestea. Și pentru comerțul stradal. Nu știu. Dar sunt conform legii. Deci nu-i... Acum dacă vreți, nu, îi dau la sus. Dacă ziceți că nu ați reușit să citiți pe e-mail. Da, am uitat o reușit. Da. Dar vreau să zic că asta nu se fac o dată prin poziții și taxe locale din toamna anului. Dar nu, nu îi pune niciodată. Vreau să scrie prevede pentru anul 2022. Fără cifre acolo, urmare... Nu, trebuie să prezent următoarele documente. Taxele sunt pentru anul 2022. Da. Păi da, dar se aprobă la poziții și taxe din toamnă pe anul 2022. Dar noi le-am aprobat în toamnă. Aici câte vom avea, da? Vedeți că nu există ședință în care să n-ai peste 15 puncte de hotărâre. Ce ar fi ca în toamnă, iarnă să avem 30? Stăm aici până ne prinde somn. Nu, deci taxele de aici vor fi incluse în 2022 și vor fi aprobate în ședința cu impozite și taxe. Unde s-au Vin cu toate documentele, dar avem cu toate să vedem. Da, da, asta trebuie să înțeleg. Să... Da. Adică, da. Asta este un regulament cadru care se va aplica în eliberarea autorizațiilor și avizelor. Trebuie să avem și așa ceva. E o chestie de normalitate. Dar acum nu au fost avize. Nu au fost regulamente. Nu că nu au fost. S-au dat avize.
Dar n-a fost primul. Nu, este un frangaz. Nu, era un frangaz. Deci când venea o societate, pentru prima dată, până să o autorizeze la direcția de sanitar veterinară, păi el eram autorizații temporare, 3 luni sau 6 luni, sau eu mai prelungeam. Nu era un aviz. Acum este vorba de un aviz, dar multe ori exact. Se eliberează autorizația. Exact. În funcție de spațiu. În funcție de spațiu, de domeniul de activitate, de mai multe. Sunt magazinele care trebuie să se autorizeze la autoritatea noastră, autoritatea de sănătate, de sanitate veterinară, sunt unități convenute. Sunt unități unde trebuie... Să punem la pat? Reglamentul? Pentru invitații. Aveți trebuie să-l studiați până la... Da. Să-l criticați pe site. Îl criticați pe site. Nu știu cine este pentru ei, numai. Nu știu că așa trece asta înseamnă de o știință. Emiterea autorizațiilor. Ce ați vedeți? Deci pentru asta... Am văzut de vedere că rămâi la toamnă. Dar cum ești acum? Eu vă propun să luați cura viitoare. Mai vreți o ședință și eu dau cura viitoare. Verificarea periodică a bunului primit în folosință gratuită,
de a nu schimba destinația bunului primit în folosință gratuită, fără hotărârea Consiliului Local Mănăstirea Pașii, comodatarul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui, de a informa comodantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate, precum și de existența unor cauze sau evidența producere unei evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. Și ultimul punct, folosința dobândită în baza hotărârii Consiliului Local Mănăstirea Cașin și a prezentului contract nu poate fi transmisă nici oneros și nici cu titlu gratuit unei alte persoane. Deci, este doar pentru ei ca familia la care. Ei, nu poate să vezi tot ce de pe altă persoană. Ați înțeles? Și nici copii. Și nici copii. Deci, cei care sunt acum. Ai zis că în perioada 80 ani. Așa spune și. Dacă mai bine se face act adițional. Avem aici. Și nu mai cu aprobarea Consiliului Local, putem... Recomandarea mea s-a făcut cu factura. Așa. Dacă îi faceți contract, aia trebuie scoasă, pentru că ca primărie nu puteți vinde curentul sau încasa de la cineva. Trebuie să-l plătești cineva din contul dumneavoastră. Adică... Păi cu acest contract, ne adresăm de gaz green. Și vedea că e bun, dar trebuie scoasă aia de acolo, îl faceți numai titular cu el și atunci se preia eu contractul dumneavoastră. Păi asta e o obligație pe care o dăm prin contract, că trebuie să-și achite această... Sau acolo spuneți, direct la fost de zon, să-și achite direct. Da, ceva de genul ăsta, o să eventuală... Pentru că acolo să înțelegi că trebuie să-și achite așa la caserie. Bănuiesc că acum așa o să recuperați. Nu cred că mai recuperăm, hai să intrăm într-o legalitate. Eu asta îmi doresc. Acum să facem lucrurile așa cum ar trebui. Dacă îmi permiteți, aș vrea să discutăm un pic de ultimele evenimente pe care le-am avut în comuna noastră, privind inundații. Și pe această cont aș vrea să mulțumesc mai multor consilieri care s-au implicat, domnul Fânaru, domnul Marioru, domnul Nimulescu, domnul Ola, domnul Mar. Domnul Vasilache a fost chiar baza noastră cumva pe scutarul unde a fost extraordinar de afectat de aceste inundații. Din păcate, avem foarte multe gospodării la rândul lor de aceste inundații. Suntem în situația în care cred că a fost interpretat greșit. Deși știam că fiecare dintre noi, cred că nu există persoană sau gospodărie care să n-aibă un șans prin care să se scurgă apa din zona lui în care se află gospodărie. Din păcate, vreau să vă spun că acele șanțuri, de ani de zile, nimeni nu le-a întreținut. Nu vedeți că nu e pe baza de Facebook, că Facebook-ul deja nu mă mai... încerc să mă tăpăcesc, ca să spun așa. E o realitate. Din păcate, e o realitate. Eu personal am în grădină o șansă asta pe care și bătrânul meu tată îl curăța an de an și eu același lucru am făcut an de an. Din păcate, nimeni nu mai curăță acele șanțe. Nimeni nu mai este la rigola din fața casei lui. Toată lumea așteaptă la să vină primăria să-i ia și buruiana, să-i ia și urtia, să-i ia și... suntem în imposibilitate.
posibilitate de a-i ajuta pe oameni, dacă oamenii o țin ritmul ăsta. Deci, practic, oameni buni, nu avem la dispoziția primăriei decât 3 șoferi. Deci, atenție, 3 șoferi nu sunt manipulanți, nu sunt muncitori necalificați, sunt 3 șoferi pe 3 utilaje. Adică pe Rabu, pe TAF și pe butoi scavator. Aș vrea să vă spun că butoi scavatorul ăsta l-am omorât zilele astea. Că a fost noapte confuzie, l-a fost pe stradă. Da? În sensul că l-am omorât, când spun că l-am omorât, deja astăzi a cedat pur și simplu fizic. Să sper că s-a terminat reparația la butoi scavator, că nu mai au cedat cadran. Și să sperăm că se vor putea face repede reparația, să nu ne prindă ea timpul, că vremea încă nu s-a liniștit. Veniți și dumneavoastră cu o propunere, în sensul acestor întrețineri de șanțuri. În sensul, discutați și dumneavoastră cu oamenii din jurul dumneavoastră, mai ales că aveți, ca și consilier, o zonă de activitate. Eu vreau să vă spun că pe mine m-a luat la suflet acțiunea domnului Marior. A preluat zona din Ioan, strada Ioan Mesir, așa zis, țiganii, cum se zice la noi în comună, în care a curățat împreună cu câțiva săteni un deal care, într-adevăr, era culmea să mai poți și intra, ziceai că intri într-o junglă la intrare acolo la Ioan Tisir. M-au zis la suflet acțiunea lor, în sensul că, într-adevăr, au dat dovadă de bun cetățeni. Cred că dacă am avea mai mulți oameni de genul acesta care să se implice, dar asta ca să se implice, ar trebui ca dumneavoastră de aici, de la masă, să purtați un dialog împreună cu cetățenii, în care să încercăm să implicăm. Asta e treaba fiecăruia din gospodărie. Că mulți merg pe ideea acelor prestații. Frate, atunci te obliga comunismul. Hai că acum am ajuns într-o altă epocă, a democrației, pe care fiecare înțelege așa cum vrea. Nu putem, nu neapărat că nu putem. Nu este o obligație, este o cinste și o chestiune de morală a-ți face curățenie în fața casei și a te implica în momentul în care vezi că apa îți stă în curte și te uiți la ea, fără să pui mâna pe un târnăcop, să poți să-ți faci un șanț, oameni buni. Deci chiar la modul ăsta. Iar dacă stăm la îndemâna primăriei că vine să-mi facă șanțul, vă spun că n-am fugit. Efectiv, în zilele acelea trei, vineri, sâmbătă, duminică, toată lumea striga, hai și dăm afară apa din curte. Cu ce? Cu ce? Vă întreb cu ce? Avem într-adevăr, aici vreau să felicit și salariații primăriei, acești tineri pe care avem Soare, Bucur și Ilie, care era sarcina lui la șef SVSU, care au stat zi lumină aici, alături de noi. Deci, efectiv, această perioadă poate că a fost o perioadă de foc pentru noi și am realizat că de bine ne conectăm la viața grea a comunei, nu neapărat numai la partea bună a lucrurilor. M-a gândit faptul că prea puțini au venit în întâlnirea noastră, deși avem și un grup pe WhatsApp de salvare, puțini au răspuns. O să trebuiască să mai lucrăm la partea asta, dar trebuie cumva și de aia încerc să trec de la una la alta, mai avem de căutat, de făcut o acțiune, de căutat acel dispărut din comuna noastră, omul Chiuaru, care n-aș vrea să fie nimeni de aici la masă în postura familiei, să știi că l-au luat cafele și să n-ai pe cine îngropa. Domnul Fânaru, aici de față, împreună cu familia, pentru că era și cel în măsură să, nu neapărat în măsură, poate m-am exprimat greșit, faptul că știa exact cum se face o codare din asta, a lucrat în sistem, da? A dat cât se poate de mult ajutor
familie, în care au mers și l-au căutat până la un an în loc. Mai trebuie să continuăm căutările și să reușim cumva ca oamenii aceia să aibă în mână un certificat de deces, că până la a-l găsi pe acel om, certificatul de deces nu se poate da. Este o procedură foarte greoaie, poziția de dispărut. O procedură care poate dura luni, ani. Familia nu va putea primi niciun ajutor de la guvern. Noi l-am dat ca și dispărut în timpul inundațiilor. Cu asta am început și în teleconferința cu prefectura și în raportul operativ. Pentru că, într-adevăr, este cea mai mare pierdere a noastră a comunei, Mănăstirea Cașin. Dar haideți să mai încercăm o zi din asta de căutări, cu oameni tineri pe care dumneavoastră îi cunoașteți. Încercați să inițiați cumva. Nu s-a căutat. Văd băieți care s-a inițiat și s-a căutat. Nu fost ginsul fără nicio pare și cu băieți și l-a căutat. Da, păi sunt anumite zone care au fost căutate, pur și simplu. Domnul Funaru vine cu o propunere și este demnă de luat în seamă. Vom face toate demersurile cât să o punem în aplicare. Vom solicita de la ISU. Puteți să spuneți dumneavoastră care ar fi, ca să le explicați colegilor? Exact. O colaborare între ISU Vrancea și ISU Bacău, ISU Onești, sumează 7.289.857,66 lei.
Deci, daune de natura asta avem în comună. Drumul casă, nu? Drumul, șanțuri, poduri, poduri. Deci nu mai avem o punte de la un cap la al pământului. Nimic nu mai avem. Plus digul. Au început lucrările de generatele române în zona Alexandru. Sunt acolo. Ce fel? Încercăm să luăm apa din care bate în zona Dogea. Zic că spre norocul nostru că a crescut acolo liziera aceea și ar putea fi un mod bun de a rămâne pe zona aceea. Vedem ce vor construi ei în a opri apa să ajungă înapoi pe zona. Deci tot în viață, tot în agregate care sunt acolo. Îi așteptăm să vedem ce au de gând de făcut. Îi putem urmări. Îi urmări. Plângerile sunt nu numai de pe luptă, sunt și de la alte pășuri, da?
Da, să știți o chestie, pentru la lucru, niciodată n-am fost o situație să crească și să mut iarba și să nu fie păstrătul de animal. Din contra, aproximativ luna iulie era roșu tot înainte. Acum a fost situația asta, deci a fost circa 10-12 vaci, a fost și la 10-12 tai pe acolo, dar în sfârșit, o să-i spun oameni să vină să-și facă treaba, vom la adică de acum. Dar și ceilalți din alte puncte, pentru că așa este peste tot, normal. Iar eu vă spuneam dumneavoastră, că am văzut cu brevene, sirul, m-am zis că el trebuia și am zis, vin o cu vacile și pășunează. El a zis că vine, că n-am mai bine. Am văzut cu târziu pe Ionuț și aducă el o grupă de băi acolo, a zis că vine și ăla. Iar dacă s-a dus cineva doamne acolo, s-a fi dus. Asta este, că băiatul ăla poate s-a dus tot așa. El să treacă la pășunul care le are arundat, de pe la oameni. Avem informația că ați permis pășunatul. Deci avem informația că ați permis pășunatul. Dacă ați permis... Eu i-am zis lui să treacă pe acolo, să spască terenul. Nu, încă o dată spun public. Da. Cetățenii comunei trebuie să aibă acces la pășuni. Când cer să aibă acces, trebuie să ne gândim chiar la cel care, într-adevăr, are văcuța în graj. Dar dacă o are în graj, are nevoie de fânață, ca să iasă să-și o cosească. Dacă nu iese la cosit, nici la bani de la avea nu mai vine. Doamne, deocamdată noi credeam că vom avea cumva un văcat și îl bați pe acolo. Nu este treaba noastră. Aveți asociație, aveți bani. Da. Asociația nu poate să ia și măcarul din stradă, acolo să-l obiși pe aia, după ideea. Doamne, să îi oferă unui ban ca să îți facă un serviciu, înseamnă că vine. Și, slavă Domnului, cred că avem mulți cetățeni în comuna asta care duc lipsă de un loc de muncă. Dacă dumneavoastră i-ați plăti și dumneavoastră ca asociație, ascultați-o la capăt, ajutați acești cetățeni sau să vă imit băbuța pe băbuță, cum spuneți dumneavoastră, da? Să o ajutați, că aveți bani în fondul asociației în care să suportați măcarul ăla o sumă de bani și să poată să se ducă acolo să stea că pe ploaie, că pe vânt, să stea să păzească vacile cetățenilor. Ce să facă o șansă? Când e asociată, e mobilizată, să facă asociată după duși pășuni sau oamenii care iau bani pe bani de acolo care e mobilizată. Nu se face nimic pe lucrurile. Nimic nu s-a făcut și nu se va face pe doar bătă. Nu se ia pe lucrurile la altă. Păi nu s-a trecut până la altă. Și nu mai e dezat lucrurile. Nu se mai poate. Păi voi faceți pe mașinile voastre. Dar să faceți. Dar doar din treabă cu mașinile, domne. Dacă ia mama la tăta și tu la brâncuri. Și ai mă de la brâncuri. Lasă că o facem de mine dimineață sau după. Dar asta nu trebuie să discutăm. Adică de ce tot o iei mai eu aici cu o iei mei? Nu m-am băgat pe nimeni, da? Asociația mare, un președinte, îl cheamă Dima Cătălin și un mic președinte, îl cheamă Dumnezeu. Nu poate cere și nu poate ia numai la mine când îi vă vedea. Nu poate cere la mine. Vă că aveți un alt general, să-ți poate ia la mine. Înțelegeți? Nu mă referiți în general. Să vă ascultiți că ai bani. Nu mă referiți în general. Mulțumim frumos. Sunt despre la zanele. Auziți, vă vrea pe zonata de când îți fac. Doamne, nu aveam un lucru la diverse. Mai zice ceva? Da, zic că așa legat de șansuri acolo, băieții ăștia de la Bunduin, care este în șansă să gătăie să adună bărat. A fost și ei cumva, când a trăit de la primar, a fost afectați puțin și așteaptă să vadă care e situația, cine face șansă. Dacă cumva avem un regulament și ăsta, mi se pare că am mai făcut legat de impactul cu fiecare cetățean, trebuie să-și facă șansă cu bază la acela. Dar există regulament. Să dăm cu regulamentul și să-i spunem omului cu ce vorba. Să nu aștepte să ne se facă cineva. Și credeți că nu mai așteaptă? Păi știu că așteaptă. Ați ieșit un pic prin comună, să vedeți cât așteaptă? Am fost aseară, doamne, și așteaptă, da, asta este, că așteaptă. Ce nu i-ați sugerat? Și dacă așteaptă, de ce nu așteaptă și de la dumneavoastră ca și consilier, de ce nu mai la mine?
ceva din grașul. Încă o dată am spus. Sunt trei șoferi, trei utilaje. Îmi spuneți mie la 1900 de gospodării cum le împărțim? Doamne, eu nu v-am spus cum le împărțim. Și hai să vedem și câte șanțuri avem. Și câte șanțuri avem. Șanțuri care, dacă pe mine, ca și gospodar, mă inundă apa an de an, stau și mă uit la șanțul ăla așteptând pe cineva, a, o întrebare. Deci dacă la noi aceste inundații nu sunt nici de ieri, nici de o săptămână, sunt de ani de zile. Deci dacă eu văd că anul s-a mai inundat, la anul mai inundă din nou, stau și mă uit la șanț și aștept ca primăria Cărină. Eu i-am zis, pare șanțul acolo, dar cum au fost, eu știu, eu așteaptă să vină, să vină. Trebuie să... Nu aveți suprapășunat. Nu, am mai reușit. Eu am înțeles. Da.
În zona noastră, care va ține de zona noastră, păi și nu vor vrea să se confundă. Au eliminat blocarul. Își vrea să împreună cu bașii de alea, acolo. În același lucru. Care dată cheltuie la mine? Unii ții tu, președinte, om în spatele casă. Patricat. Ei, permite... Ei, dacă i-am copii, să vă duceți la aparat. Dacă să lasă pălăuri, o să vă duceți și a doua zi, stai 10 mâna pe el. Atea cu zi, în aparat de ăla, dacă nu-l asigur undeva, îți l-a apurat, ce crezi că să-ți ia bateria, dar nu-l asigur din față casă. La cum pindea, un aparat de ăla. Nu încă la de nevoie. Dar dacă plătiți un om ce are, ca să mai duci de cineva o bani. Auziți, noi am avut acum 2 ani, acum 3 ani de zi, 2 pe care am angajat. Sanacu a venit și ne-a luat un rec, că nu avem voie să cheltuim banii pentru băcar, că banii n-au venit de la bați, au venit de la terenul. Deci, cu alte cuvinte, nu se pot angaja aia, dar noi plătim noi. Să mi-a luat și mie ordinea aceea în care Anacu vă spune că n-aveți voie să plătim. Doamne. Chiar nu vreau să vă știu. La noi, la Rupești, plătim 1.500.000 de bani. Pentru că s-au puținat la cele și trebuie să le asigură un salariu, vă lăsa că plătești. Păi nu, pe bună dreptate. Păi și noi dăm, doamnă, noi care ați bani, dăm 1.500.000 de bani, când ați găsit în băgat. Asta e. N-ați căutat suficient. A, uitat, voi poate găsi un băgat, vreau să găsi doctorului. Ție tu poate găsi un nou băgat și plătim. Doamne, asta e altă poveste. Eram obligați la cabinetul veterinar să avem continuitate și să rămână în comuna noastră. Eu nu cred că oamenii de aici ar fi de părere cu dumneavoastră că acest cabinet veterinar n-ar fi necesar. Deci eu avem atâta, cum adică, dumneavoastră spuneți că era să vadă aici. Noi să nu punem la dispoziție. Nu n-ar necesar. Ați intervenit că nu s-i găsit, da. Mai am vrut de la ajutor să ceasă, nu vor să o plătim, să nu vor să vină. Gata? Apoi, nu vreau să vină, nu vreau să vină. Așa, pe mâna.